Și pentru ce va mai veni peste noi.
Pentru că știm că din mâna Lui vin toate lucrurile bune și desăvârșite și orice încercare este spre binele nostru, spre testarea credinței noastre. Aș dori să încep cu un psalm care mi l-am amintit ieri la izvoare, în timp ce eram cu frații. Era o cântare care foarte mult parafraza din psalmul 51 lui David. Și aș dori să citesc, este foarte frumos și mi se pare potrivit să începem o dimineață în care să-L lăudăm pe Dumnezeu cu acest psalm. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta. După îndurarea Ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire din nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile, ci păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta. Așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă deci să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic, Dumnezeule. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la Tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângiului vărsat. Și limba mea va lăuda îndurarea Ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda Ta. Dacă ai fi voit, jertfe ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderul de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea Ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul Tău viței. Inima asta trebuie să avem și noi, dragi frați, ca lui David. Să fim plini de recunoștință față de Dumnezeu, să ne cerem iertare de toate păcatele noastre, să ne căim și să nu mai facem. Asta cere Dumnezeu de la noi. Să avem o inimă zdrobită înaintea Lui. O să citesc și textul din zile de astăzi, din 3 iulie, din Psalmul 16:8 este, care spune așa: Am necurmat pe Jehova înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi plătina. Cel ce și-a îndropat cu totul voința sa în voința Domnului, nu poate cunoaște nicio dezamăgire. Foarte frumos. Ci în toate lucrurile vieții, El vede prin credință conducerea sau supravegherea divină și aude cuvântul Domnului care îl asigură în toate afacerile sau împrejurările vieții, să rămânem așa. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor care sunt chemați după planul Său, spune Biblia asta. Una dintre dovezile înaintării inimii noastre către perfecțiune este dacă putem primi împotrivirile marelui adversar ale lumii și ale trupului nostru cu răbdare. Fără să ne plângem, fără murmur, cu bucurie, ca o parte a experiențelor disciplinare măsurate pentru noi de către Domnul nostru atot înțelept și atot iubitor. Adică eu aș completa aici și încercările care vin asupra noastră. Să le primim exact cu aceeași stare. Fără murmur, fără nicio șovăire la poporul Israel în pustie. Adică să nu ne întoarcem privirea spre Egipt înapoi, ci să uităm ce a fost în Egipt, să privim înainte spre bucuriile și desfătările pe care Dumnezeu ne le-a promis în Sfânta Carte. Vom începe cu o cântare. Ea este 255. Și pe urmă un frate se va ruga pentru deschiderea lui. Iarăși o noapte
genunchi. Da. Am venit aici cu inimile noastre zdrobite din cursul săptămânii, din cursul vieții. Am venit la tine cu gânduri de a-ți aduce ție recunoștința noastră, căința noastră, de a proslăvi numele tău cel mare pentru un minunat plan de mântuire care l-ai făcut în dreptul omului. Îți mulțumim, Doamne, că în ziua de astăzi cuvântul tău credem că va fi ca o scăldătoare în care să putem pătrunde toți. Păi fiecare în funcție de felul și de cât poate să înnoate în el, să simtă bine în cuvântul tău care aduce viață fiecăruia din noi. Spală-ne cu isop, Doamne. Mângâie-ne rănile care sunt făcute de cel rău. Și vindecă-ne toate bolile pe care ni le-a produs neascultarea în timp și ceea ce producem și noi uneori. Credem în tine, ne încredem în cuvântul tău, ne încredem că prezența ta este producătoare de vindecare pentru fiecare din noi. Te rugăm, Doamne, ascultă-ne, că ziua de astăzi încă mai este petrecută la picioarele tale, cu gândul de a te sluji pe tine, de a-ți spune ce mult te iubim, Doamne. De-a-ți spune cât de mult te dorim în viețile noastre și de-a-ți arăta dorința noastră sinceră ție. Numele drag și scump a Fiului tău, te rugăm, fă o cercetare a dumneavoastră. Fă o cercetare celor ce nu sunt prezenți, din diferite motive pe care tu le știi. Ajută-ne la toți, Doamne, de împreună, ca într-o unitate sfântă, să putem să mergem înainte și să te slujim pe tine, făcându-ți voia ta în toate zilele vieții noastre, că astfel mântuirea noastră ne este asigurată în tine. Îți mulțumim că ești Tatăl nostru, îți mulțumim pentru Fiul care l-ai dat pentru noi, care este prețul de răscumpărare pentru noi. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care l-ai lăsat drept călăuză poporului tău. Te rugăm să rămâi în noi, acum și întotdeauna. Amin. Amin. Vom trece la prima parte a zilei de astăzi, la o temă pe care fratele nostru Rudi și-a pregătit-o. Dorim ca Dumnezeu să o binecuvinteze, să dea cuvinte potrivite, nouă inimi deschise la auzul Sfintelor Cuvintele Scripturii și să fim cu toții o zidire, să ne zidim împreună unii pe alții. Frate Rudi, te rog. Pace, dragi frați și surori. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos și Tatăl nostru. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu prin Iisus, că în marea sa iubire l-a dăruit să moară pentru noi cei păcătoși. Îi mulțumim că ne-a dăruit o viață nouă prin moartea și învierea Iubitului Său Fiu. Ne-a primit în familia sa, ne-a dăruit frați și surori. Și în această dimineață ne-a dat îndemnul să venim în acest loc, să-i slăvim numele și așa cum amintea și Daniel, să ne zidim unii pe alții. Și mulțumim pentru nenumăratele daruri cu care Dumnezeu nu încetează să ne binecuvânteze în fiecare zi. Aș dori să deschidem Sfânta Scriptură, la capitolul, la Evanghelia după Luca, capitolul 16, și ar fi bine, chiar dacă se proiectează, să avem Scriptura cu noi. Este un lucru important. Voi da citire din traducerea Corneliescu revizuită, și acum un pic va diferi de ceea ce va fi proiectat, dar urmăriți în paralel și să fim atenți la text. Și Iisus a mai spus ucenicilor săi. Era un om bogat care avea un administrator și acesta a fost învinuit înaintea lui că îi risipește bunurile. El a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă socoteală de serviciul tău pentru că nu mai poți fi administrator. Și administratorul și-a zis, ce voi face?
Că stăpânul îmi ia administrația. Să sap nu pot. Să cerșesc mi-e rușine. Știu ce voi face. Că atunci când voi fi scos din administrație să fiu primit în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis cel din tâi. Cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de un teren, a răspuns el. Și el i-a zis, ia contractul și stai de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri. De greu, a răspuns el. Și a zis, ia contractul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe administratorul nedrept pentru că lucrase cu prudență. Căci fiii viacului acesteia față de generația lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți termina cu toate să fiți primiți în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în ce este al altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și mai dau și versetul 14, care are legătură cu pilda. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate acestea și își băteau joc de el. Deci v-ați dat seama că este vorba despre pilda administratorului sau ispravnicului nedrept sau necredincios. De ce am ales? Pentru că mi se pare că e o pildă importantă, cel puțin pentru mine, mă vizează și pe mine în mod special, și poate și pe voi, pe ceilalți. În viața sa pământească, Domnul Iisus a spus multe pilde cu scopul de a transmite ucenicilor și nouă anumite învățături mai profunde, chiar abstracte, și pentru a fi mai bine asimilate, s-a folosit de imagini. Sau descrieri din viața lor cotidiană. Vedem un pilda asemănătorului era obișnuit, deci pentru ei, ca și agricultori, era ceva obișnuit să asculte ceva despre semănător sau cu pescari, iar erau, mulți dintre ei erau pescari. Deși acest mod de a învăța trebuia să ajute înțelegerea și asimilarea mai ușoară a acestor învățături, cei mai mulți dintre ei nu pricepeau sensul mai adânc sau tâlcul acestor pilde. Și chiar și ucenicii, de multe ori, erau în această situație. De aceea, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus odată. Și citim acest lucru în Matei 13, de la 10 în jos. De ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, îi se va da și va avea din prisos, iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Și dacă m-aș opri doar aici, am zice, aceasta este pură predestinare. Dumnezeu i-a predestinat pe unii să fie răi și pe alții să fie buni. Indiferent ce vor face ei în viața lor. Dar să observăm că totdeauna când Dumnezeu ia o decizie într-o privință sau alta, are o cauză pentru care El o ia. Și acum vedem în continuare cauza pentru ce ei nu vedeau și nici nu auzeau. Căci inima acestui popor, citesc în continuare, s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca să nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vinde. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut.
și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-am auzit. Deci a avut o legătură, are legătură starea lor și faptul că ei nu vedeau și nu auzeau, mă refer la poporul evreu, datorită faptului că și-au împietrit inima. Au refuzat să asculte. Majoritatea pierderilor pe care le-a spus Domnul Iisus prezentau diferite aspecte legate de împărăția cerurilor. Pilda ispravnicului necinstit sau administratorului nedrept, asupra căreia ne vom opri în continuare, deși nu se încadrează în această categorie, are legătură cu împărăția cerurilor, în sensul că modul în care noi administrăm lucrurile materiale pe care Dumnezeu ni le-a dat, pot influența accesul nostru în împărăția cerurilor. Așa cum aflăm încă din primul verset, această pildă abordează problema administrării sau isprăvnicii la care noi am fost chemați. Despre această slujbă, Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, citim în 1 Corinteni 4, 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Domnul a spus mai multe pilde care abordează acest subiect al isprăvniciei. Pilda polilor, ne ține minte, sau a minelor, pilda talanților și pilda aceasta pe care o studiem astăzi. Dacă pilda talanților și a polilor se referă cu precădere la administrarea darurilor spirituale pe care le-a încredințat Dumnezeu spre administrare, pilda aceasta se referă cu precădere la administrarea lucrurilor materiale pe care ni le-a credințat Dumnezeu, cu referire la bani, avere, casă, etc. În zilele noastre se vorbește mult, mai ales în sens negativ, despre manager sau pe limbajul nostru despre administrator. Așa cum astăzi sunt mulți manageri de rea credință care administrează prost afacerile care le sunt încredințate, așa s-a întâmplat și în exemplu care Domnul Iisus ne-l dă în această pildă. Se pare că nimic nu este nou sub soare, cum spunea Solomon. Această pildă ne vorbește despre un om bogat care și-a încredințat afacerea sau unui manager care să-i administreze această afacere. Dar în loc ca administratorul să-și facă treaba pentru care a fost angajat, el a început să se creadă stăpân. Și nu numai atât, că s-a crezut stăpân pe averea patronului, să zicem, a și început să o risipească în interes personal. Lucrul acesta a ajuns la urechile stăpânului său, iar acesta l-a chemat ca să-l anunțe că va fi concediat. Dar înainte de a-l concedia pe managerul necinstit, patronul i-a cerut acestuia să prezinte o situație financiară asupra modului în care a administrat afacerea sa. În acest moment, administratorul, dându-se seama că urmează să-și piardă slujba și fiind conștient că nu este capabil, cum spune pilda, să cerșească, să sape, iar să cerșească este rușine, întocmește un plan foarte ingenios pentru a-și asigura un viitor în urma concedierii. Ce este interesant, că în loc ca managerul să se împrumute să acopere paguba pe care a produs-o patronului său, acesta recurge la o strategie foarte ciudată, dar foarte înțeleaptă. El continuă să risipească averea stăpânului său, dar acum într-un mod diferit. Acum o risipește în favoarea debitorilor sau a datornicilor stăpânului său. Și vă propun acum un exercițiu de gândire. Să ne imaginăm că un manager lucrează într-o bancă și a cheltuit în interes personal, a risipit 200.000 de euro. Nu ca managerul să încerce să facă rost de acești bani pe care a risipit, el continuă să mai risipească de data aceasta 70.000 de euro. În ce sens? În sensul că unui datornic al băncii
îi reduce datoria de la 100.000 de euro la 50.000 de euro, iar la altul de la 100.000 de euro la 80.000 de euro, în scopul ca aceștia să manifeste, bineînțeles, bunăvoință față de el după ce va fi concediat. Ce este mai ciudat la această pildă este faptul, este reacția patronului, care în loc să se înfurie pe administrator și să-l pedepsească cu închisoarea, că ea, după ce a risipit odată banii, a mai continuat să risipească banii când l-a atenționat că îl concediază, patronul îl laudă și laudă istețimea administratorului necinstit. Din această cauză, pilda aceasta a fost adesea foarte greșit înțeleasă și de unii a fost văzută chiar fiind o anecdotă, o glumă pe care Domnul Iisus a spus-o ca să desfețească frunțile ascultătorilor săi. Și totuși, Domnul în această pildă a dat ucenicilor și nouă astăzi o lecție foarte valoroasă dacă reușim să înțelegem spiritul în care ea a fost dată. Pilda aceasta se poate împărți în două părți. De la versetul 1 până la versetul 8, pilda propriu-zisă. Iar de la versetul 9 până la versetul 13, aplicarea pildei. Motivul pentru care Domnul Iisus a spus această pildă ucenicilor a fost ca să învețe să nu fie iubitor de bani ca și farisei, ci mai degrabă să-și folosească banii pentru a câștiga o comoară în cer. Și acest lucru putem înțelege citind aplicarea pe care Domnul Iisus o dă acestei pilde, precum și din relatarea care ne este dată în versetul 14, deci Luca 16:14 din acest capitol, unde zice: fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau ei și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Este bine să înțelegem de la început că Domnul Iisus, prin această pildă, nu a dorit să încurajeze necinstea sau incompetența, deși pare acest lucru. Deci nu a dorit să ne învețe că putem să înșelăm cu condiția ca banii obținuți să-i folosim în scopuri caritabile. Nu a dorit să ne învețe că putem să cumpărăm prieteni adevărați cu ajutorul banilor. Nu a dorit să ne învețe că mântuirea poate fi cumpărată pe bani. Că viața veșnică începe la în momentul morții. Că cineva de pe pământ ar avea autoritate să ne primească în corturile veșnice. Dacă aceste aspecte negative ar fi adevărate, așa cum reiesc, par să reiasă din această pildă, acestea ar contrazice total toată învățătura pe care Domnul Iisus a dat-o în și pe care o regăsim această învățătură atât în Noul Testament, cât și în Vechiul Testament. Deși pilda vorbește în special de bogăția materială, bani, avere, casă, identificată cu mamona într-un sens mai larg, pilda ar putea fi aplicată tuturor darurilor naturale sau materiale pe care le-am primit de la Dumnezeu în viața noastră pământească. Și aș putea aminti aici facultăți mentale. Deci, gândirea noastră, vorbirea, influența, timpul, sănătatea, puterea și chiar viața pământească. Deci acesta într-un sens mai larg. Toate acestea trebuie să le administrăm cât mai bine posibil spre slava lui Dumnezeu și spre binele semenilor noștri. Deși în unele pilde spuse de Domnul Iisus vom găsi anumite ființe sau obiecte ireale, cărora trebuie să le găsim un sens, cum ar fi, vă aduceți aminte, caprele, oile, neghina, secerișul, așa mai departe, aici cred că Iisus dorește să ne dea o lecție prin exemplu pe care îl dă și nu neapărat să căutăm, deși vom găsi pe cine reprezintă cu tare și pe cine reprezintă celălalt. Dacă am încercat în timpul Domnului Iisus cine ar fi administratorul necinstit, în persoana cui am putea o găsi? Ce ziceți voi? Administratorul necinstit. Ce ziceți de cărturari și farisei? Cărturarii și farisei pretindeau că păzesc, administrează legea lui Dumnezeu, dar de fapt ei urmăreau doar scopurile lor personale, afișând o neprihănire de fațadă.
Pentru acest lucru ei au fost scoși din administrare. Citim în Matei 23, 13 și 14. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele vădvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Dar pentru noi, cred că mai benefic este, dincolo de aspectul că înțelegem că atunci ar fi putut reprezenta clasa cărturarilor și fariseilor, iar stăpânul reprezenta pe Dumnezeu, pentru noi cred că ar fi mai benefic ca astăzi să înțelegem că fiecare dintre noi putem fi un administrator necinstit sau un administrator corect. Da. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun timp nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Exact. Așa este. Așa este. Și în sensul acesta putem deveni administrator necinstit dacă administrăm în mod defectuos sau numai în interes personal ceea ce am primit din partea lui Dumnezeu. Înainte de a studia aplicarea pe care Domnul Iisus o dă acestei pilde, este interesant să observăm concluzia oarecum surprinzătoare pe care Domnul Iisus o trage după ce relatează pilda, așa nume. Citim în Luca 16:8. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor, cum sunt? Mai înțelepți decât fiii luminii. Ciudat lucru. Fiii veacului acestuia sunt fiii acestei lumi, după traducerea King James, sau literal, copiii acestui veac. Iar aceștia sunt puși în contrast cu fiii luminii sau fiii împărăției. Cum am putea noi înțelege această afirmație a Domnului Iisus? Deși pare paradoxal din punct de vedere practic, lumesc, seminii noștri în relațiile dintre ei sunt de multe ori mai înțelepți decât noi. Vom găsi la mulți dintre aceștia, ca și în cazul acestui administrator nedrept, mai multă înțelepciune, sârguință în a îndeplini scopurile lor, mai multă dedicare în ceea ce fac. Să ne gândim doar la viața de sportiv. La sportivii care se înfrânează atât de mult, care au o disciplină, sunt atât de disciplinați în viața lor. Și pentru ce? Ca să câștige doar o cunună care se poate veșteji. În acest sens putem să învățăm uneori un lucru bun și de la fiii veacului acesteia. Dar trebuie să fim foarte atenți ca să nu învățăm de la ei și lucrurile rele. În versetul 9 din această pildă citim. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Ce a vrut Domnul Iisus să ne învețe aici? Deși, așa cum am spus la început, pare că Domnul Iisus aici a sugerat că ne putem cumpăra prieteni cu ajutorul banilor, în realitate nu este așa. Deși, teoretic, putem să le cumpărăm prieteni cu ajutorul banilor, dar să știți că acești prieteni nu vor fi prieteni adevărați, ci vor fi prieteni falși, și care ne vor fi prieteni atâta timp cât vom avea bani. Când s-au terminat banii, s-a terminat și prietenia. Din contră, zice Eclesiastul 17:17, zice, prietenul adevărat iubește oricând și nenorocire ajunge ca un frate. Acesta ne iubește indiferent dacă avem sau nu bani. Un alt aspect care ne poate crea probleme este exprimarea pe care o folosește Domnul Iisus de bogății nedrepte. De aici unii au tras concluzia greșită că pot să înșela, că nu este nicio problemă dacă din banii care i-ai obținut dai o parte la biserică. Sau îi dai pe toți. Este complet falsă această gândire. Exprimarea de bogății nedrepte nu se referă la faptul că au fost obținuți pe căi ilicite, ilegale, ci la faptul că nu ne aparțin de drept. Ele ne-au fost date de către Dumnezeu. Nimic din ceea ce
avem nu se datorează vreunui merit al nostru. Un alt aspect este faptul că aceste bogății aparțin acestei lumi nedrepte, acestei lumi materiale. Domnul Iisus și Apostolul Pavel ne dau câteva sfaturi privind modul în care să administrăm aceste bogății nedrepte. Citim din Matei 16, 19 până la 21. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Deci acestea sunt bogățile nedrepte. Ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Iar Apostolul Pavel dădea următorul sfat lui Timotei și nouă astăzi cu privire la cei bogați. Citim din 1 Timotei 6, 17 până la 19. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Prin sfatul faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, Domnul Iisus dorește să ne învețe că bunurile materiale pe care le-am primit, să le punem în slujba semenilor noștri, deoarece El se identifică cu fiecare dintre ei. Citim acest lucru în Matei 25, versetele 35, 36 și 40. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, da? Nu vine ce de versetele. Nu, niciunul. Matei 25, 35, nu e. Matei, nu, un pic. Și Mateiul cel la 16. Așa, cred că nu mă uită. Așa, Matei 16 să fie lucrat, nu mă uită. Matei 6, cred că. Scuzați. Matei 6, cred că a fost anulășit. Da. Și 6. Matei 25. Și acum spun Matei. În ce spune? Nici o problemă. Matei, îmi cer eu iertare. Matei 25. 35. Deci am fost că nu. Așa. Așa. Vă spun. Imediat. Vreau să spun de fapt. Că tot aici este. În 40. Nu la 40. Nu-i și... Da. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și acum sar la 35. Trebuia 40-35. Ia să ne întreb. Da. Și acum 35 și 36. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost trăit și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Cine locuiește în corturile veșnice ca să aibă autoritate să ne primească acolo? Dumnezeu, Domnul Iisus, Îngerii. Sunt locuitori ai Cerului. Mântuitorul ne-a spus că ne va pregăti un loc. Acele locuri ne așteaptă pe fiecare. Punând talanții la schimbător, folosind darurile materiale primite de Dumnezeu, scopul slujirii semenilor noștri, noi devenim împreună lucrători cu ființele cerești, asemănându-ne în caracter cu ele. Atunci când noi ne vom termina alergarea sau când cele pământești vor pieri la înviere, Dumnezeu și Domnul Iisus ne vor putea spune. Matei 25, să vedem 21 și 23. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău.
Și asta zice în 23. Ca și observație, versetul 9 din această pildă este o exprimare a lui Iisus în limba tradiției și a culturii iudaice ce exista pe vremea Domnului Iisus. Să citim versetul 9. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogoților nedrepte pentru că atunci când veți termina cu toate să fiți primiți în corturile veșnice. Țineți minte că în parabola bogatul și Lazarul, iar acolo apare o imagine interesantă cu sânul lui Avram, că a fost dus în sânul lui Avram. Aceasta era o exprimare a tradiției din timpul respectiv, iar Domnul Iisus a folosit-o chiar pentru a sugera mai bine sau ascultătorii lui să poată înțelege mai bine ceea ce a vrut să învețe. Versetele 10 și 12, până la 12 din acest capitol 16 subliniază clar că Domnul Iisus nu a dorit să încurajeze necinstea sau nedreptatea, cum se crede. Cine este credincios, zice, în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincios în bogățiile, și în grecește înseamnă mamona, nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincios în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Cred că niciunul dintre noi nu poate să spună că Dumnezeu nu i-a dat vreun dar natural care să-l administreze. Chiar dacă nu avem toți în aceeași măsură din bunurile, toți avem câte ceva și cu ce avem trebuie să lucrăm și să-l folosim pentru a-l converti sau schimba într-o bogăție nepieritoare cerească. În Evul Mediu se spunea că un om privea la ridicarea unei construcții monumentale. Un lucrător a trecut corabă de mortar și omul nostru l-a întrebat, ce faci? Duc niște mortar. Doar atât, a răspuns muncitorul plictisit și obosit. Un altul a trecut cu niște pietre de temelie și a fost și el întrebat, ce faci? A, nimic, car niște pietre. Păi al treilea a trecut cu niște materiale de construcție. Când a fost întrebat, ce faci? El a răspuns cumva diferit. Construiesc o catedrală. Observați diferența între cei trei lucrători? Ce credeți că dă sens slujirii noastre? Atitudinea pe care o avem față de ceea ce facem sau motivația noastră? Dragostea față de Dumnezeu ne va motiva și va da sens atitudinii noastre care se va reflecta în calitatea slujirii noastre. Dragostea ne va motiva și va da valoare fiecărui bun material sau dar, oricât de neînsemnat poate fi pentru noi, dar nu și pentru Dumnezeu. Nu trebuie neglijate nici cele mai mici îndatoriri. Orice lucrare, orice muncă cinstită sunt o binecuvântare și săvârșirea lor cu credincioșie poate dovedi destoinicie pentru datorii mai înalte. Orice lucru, oricât de neînsemnat ar fi, făcut pentru Dumnezeu cu o totală predare de sine, este primită de El tot așa de bine ca și un serviciu mult mai mare. În lumea în care trăim, averea personală este măsurată în valoarea contului din bancă, mai ales în valută, în numărul proprietăților, a terenurilor, automobilelor și mărcilor acestora, a operelor de artă, a acțiunilor, a bijuteriilor și așa mai departe, pe care le posezi. În realitate, există de fapt două sisteme de valori. Unul pământesc, trecător, și altul ceresc, veșnic. Ce valoare am avea dacă am pierde toate averile pământești? Nimic din punct de vedere pământesc. Valoarea omenească diferă de valoarea cerească. Valoarea cerească a fiecărui om este valoarea sângelui lui Iisus care s-a jertfit pe Golgota. Și asta este valoarea noastră. Încă de la o vârstă fragedă am fost învățați de către părinți să avem grijă de jucăriile noastre, de hainele noastre. Altfel, mi s-a promis că nu vom primi ceva un lucru mai valoros dacă nu avem grijă de lucrurile acestea mărunte. În cele spirituale, lucrurile stau invers. Iisus spune că cinstea față de lucrurile altuia
ne va califica în administrarea lucrurilor noastre. Așa spune Petru. Fiecare din noi a început cu ceea ce nu ne aparținea. Cu viața noastră. Citim în 1 Corinteni 6, 19 cu 20. Dacă nu-i bine, mă atenționez. Nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț? Nu este? 6. 1 Corinteni 6. 1 Corinteni 6, 19 și 20. Deci nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în sufletul vostru care sunt ale Lui. Dumnezeu. Deci am spus 19 și 20. Ceea ce avem este un dar de la Dumnezeu. Fără Dumnezeu n-am fi deținut nimic. Așa că ceea ce facem și ceea ce avem este darul lui Dumnezeu. Dintre lucrurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, mă refer la lucrurile pământești, lucrul cel mai greu de administrat, știți care este? Cum? Trupul. Da, e legat de ce zici tu. Viața noastră. Este mult mai ușor să administrezi o avere. Sau orice alt lucru material, chiar să administrezi o adunare este mult mai ușor decât propria noastră viață. Dacă ne gândim că în fiecare moment trebuie să fim atenți ce gândim, ce vorbim, ce facem, cum ne raportăm la seminii noștri și toate acestea sub atenta supraveghere a lui Dumnezeu. Nu este un lucru ușor. De aceea, fără ajutorul pe care ne-l dă Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt și fără meritul Domnului Iisus, ar fi imposibil de realizat această slujbă. Domnul ne îndeamnă să cheltuim această viață pământească, trecătoare, ca să putem câștiga viața veșnică. Matei 8, cu 35. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața, din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. E Marcu 8, 35, mai că rescris versetele, le-am pus înainte ca să fie mai ușor la Dani, dar văd că le încurc. Marcu 8, 35. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. În versetul 13 din Luca 16, de unde studiem noi, Domnul Iisus spune: nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Concluzia este clară. Nu ne rămâne să alegem doar stăpânul pe care dorim să-l slujim. Dacă alegem să slujim Mamona, bogăția, vom avea parte de multă durere și chin, iar la urmă vom secera stricăciune. Noi trebuie să fim mulțumiți cu ce am primit și ce am primit să administrăm cât mai bine posibil și nu numai pentru nevoile noastre, ci și pentru ale altora. Apostolul Pavel a dat câteva sfaturi în această privință. Citim în 1 Timotei 6, de la 6 până la 10. Negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care confundă pe oameni cu prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. În schimb, cine alege ca stăpân pe Dumnezeu va fi binecuvântat atât în lumea aceasta cât și în lumea viitoare. În 1 Timotei 4, 8 citim căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. În concluzie,
Mesajul acestei pilde este. 1. Într-o zi Dumnezeu ne va chema la să dăm socoteală de administrarea încredințată nouă. Fie că este vorba de bogățiile nedrepte sau materiale, cum este vorba în această pildă, fie de bogățiile spirituale, darurile Duhului, așa cum sunt prezentate în celelalte pilde, pilda talanților și pilda polilor. Avem promisiunea lui Dumnezeu că dacă am fost credincioși în administrarea a ceea ce îi aparține lui, El ne-a va încredința ceva pentru o veșnicie. O moștenire, spune Scriptura, nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în cerul pentru voi. 2. Să nu uităm care este statutul nostru pe pământ. Noi suntem robi, suntem angajați, suntem administratori și nu stăpâni. Să nu greșim ca și administratorul din această pildă, să ne credem stăpâni pe ceea ce Dumnezeu ne-a dat și astfel să risipim în plăcerile noastre, bunurile, încredințate nouă spre administrare. Noi trebuie să le folosim cu înțelepciune pentru nevoile noastre și ale semenilor noștri. Și 3. În această parabolă, Iisus accentuează cinstia și credincioșia. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, spune pilda, cine vă va da ce este al vostru? Când administratorii acestor împrumuturi pe termen scurt, pe care le numim viață, vor fi chemați înaintea lui Dumnezeu să dea socoteală de isprăvnicia lor, Dumnezeu le va pune doar o singură întrebare. Ai fost credincios? Iar Petru, ca și încheiere, ne dă un demn foarte bun. În 1 Petru 4:10. Ca niște buni ispravnici ai harului, felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Fiecare dintre noi, fie ca Domnul, să facă ca fiecare dintre noi să poată da un răspuns afirmativ prin viața pe care o trăim prin Harul lui Dumnezeu și prin alegerea pe care noi o facem astăzi și acum. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Mulțumim. Mulțumim, frate Rudin. A fost o lecție foarte cu mare semnătate. Cu toții știm că noi suntem într-adevăr doar administratori ai lucrurilor pe care Dumnezeu ne le-a dat. Așa trebuie să le și tratăm. Nu să fie nimic din ce ne înconjoară o comoară unde să ne stea inima, care să ne atragă inima, să ne îndepărteze de Dumnezeu. Mă refer aici la averile pe care le avem. Ci să le tratăm pe toate ca un ajutor, așa numit în pildă bogăție nedreaptă, pe care am primit-o din mâna lui Dumnezeu, cu care să ne folosim, de fapt, pentru a ne câștiga mântuirea. Pe care să le folosim astfel să ne câștigăm mântuirea. Cel mai însemnat, așa, toată pilda este, bineînțeles, foarte însemnată și are mare, dă mare învățătură, dar punctul care l-a amintit Rudy, ce mi se pare foarte important, anume cel mai important lucru din pildă, este cum controlăm, de fapt, viața noastră. Deci, aici, trupul nostru. Ăsta e, de fapt, marele dar primit de la Dumnezeu. Trupul nostru, în care, de fapt, este templul lui Dumnezeu. Cum putem și citi și în Corinteni, scrie Apostolul Pavel, ce se cere de la noi ca administrator, de fapt, 1 Corinteni 4 zice așa, încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Adică fiecare am primit de la Dumnezeu șansa să fim administratori în lucrurile noastre. Important este cum le administrezi. Asta e foarte important. Fie că-s puține, fie că-s multe, nu contează. Mă refer atât fizic, natural, cât și cei înăuntru. Adică altul săracă poate are un handicap sau nu contează. După măsura care a fost dată, îi se cere.
Și tot așa un verset am vrut să mai aduc. Era în 1 Corinteni 6. Probabil am amintit celor, dar nu mi-am amintesc acum exact. Eu l-am căutat. Acum nu știu de ce îmi scapă. Da, aici vreau să zic. La ultimul verset din 1 Corinteni, capitolul 6, la versetul 20, zice că ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar pe Dumnezeu, în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Adică, asta zic că e foarte important, ce faci cu trupul tău? Trupul tău, viața ta, bineînțeles, implică viața ta, prin ea trebuie să aduci slavă lui Dumnezeu. Și asta e cel mai greu lucru la un creștin să-l controleze. Care este poate, mulți le controlează mai ușor, averi sau așa, dacă mai puțin e cu atât mai ușor să le controleze. Dar trupul e foarte ușor să-l scapi din administrare. Și odată ce l-ai scăpat, îl aduci foarte greu pe linia corectă. Vom încheia prima parte cu cântarea 404 și vom încheia apoi, după cântare, cu rugăciunile câtor frați, câtor sorori. Sunt îndemnate să mulțumească lui Dumnezeu. Doamne, cine va
păcate și astăzi să ne mai întâlnim și să mai le-au dea numele de această împrinte prin anumite cuvinte pe care nu le-ai lăsat în mine ca să ne împrospătăm cu ele ca o apă bună. De aceea am dăzut să venim la mila ta și îndurarea Fiului Tău care a venit în lume pentru noi și și-a pus viața în loc și și-a dat viața pentru noi. Îți mulțumim prin El de toate bunătățile tale pe care tu mi le-ai dat în aceste clipe și momente. Ne-ai îndestat în înțelepciune și curațiune și noi de câte ori s-a încălcat o lunga ta și de câte ori am vorbit rău împotriva faților noștri sau asemenilor noștri care de câte ori eram dator să murim, dar în mila și bunătatea ta tu ne-ai dat această zi ca să-ți putem mulțumi și să ne putem cere pace. Doamne, adă-ți aminte de fiecare în parte și acolo unde fiecare îți cere ajutorul, întărește-o, Doamne, pe dintre și putere. Fie milă și de cei ce sunt atât de suferințe care în aceste clipe și momente nu pot să-ți ceau ajutorul pentru că suferințele lor sunt atât de mari. Îndură-te de fiecare în parte și ai milă. Pentru că bunătatea și darul tău nu s-au sfârșit. Una ta nu este prea scurtă ca să nu ne poate ajuta. Îndrăznim, Părinte Boșu, da? Să-ți mulțumim, să-ți mulțumim, să te rădăm mai departe. Toate acestea ți-am cerut cu meritele Fiului Tău. Te rugăm, iartă-ne, Doamne, și primește-ne, Doamne, rugăciunile noastre. Și nu ne trece ca păcat înainte, ci primește-ne, Doamne, ca o jertfă de cuvânt. Noi suntem atât de slăbuși că de multe ori nu suntem în stare să aducem mulțumire și laudă. Dar Tu ne cunoști pe fiecare. Te rugăm vieși și bine că fiecare inimă îndurerată și oprosită. În numele Lui Iisus se face toate acestea. Nu dacă nu aveți în urmă. Dar cum și trece pe ei. Amin. Amin. Tatăl nostru, te rogăști în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se fără Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pentru Părintele nostru, Dragi, Dumnezeu și mulțumim în aceste clipe, înaintea Ta, dorim să-ți aducem laudă, cinste și mâine, ție și Fiului Tău, Sfânt, în numele căruia am îndrăznit să ridică vocea noastră către Tine, îți mulțumim pentru El, pe El. Planul Tău eu și-a dat viața pentru noi, ca noi s-o găsim din greșul. Îți mulțumim că cu El avem răscumpărarea și iertare păcatelor noastre. Îți mulțumim pentru această zi minunată, pentru întâlnirea noastră la oaltă, pentru pacea și ocrotirea Ta care ne dai. Îți mulțumim, Tatăl nostru drag, pentru cuvintele vieții, pentru cuvintele care le-am auzit, sfaturile minunate cu care ne înțelegești. Ajută-ne să fim administrator bun, sensibil și atenți la sfaturile și poruncile tale, pentru că ele sunt foarte importante în viața noastră de zi cu zi. Iartă-ne greșelile și păcatele noastre care de multe ori le facem și inconștienți. Iartă-ne și ajută-ne să ne putem dezbrăca de ele, ca să fim curați cu inima, ca să putem intra în împărăția ta. Întărește-ne credință, ajută-ne să fim să avem multă iubire, răbdare unii cu alții, să trăim în armonie, să iubim legile tale, pentru că cine iubește legile tale, acela te iubește. Dorim mult să binecuvântezi poporul tău de pretutindeni, de fiecare în parte, familiile noastre, nepoții noștri, ajută-le ca să fie credincioși, să aprecieze valorile veșnice, valorile spirituale care nu se vor lua de la noi niciodată. Ajută-ne să luptăm după regulă, să fim aspru cu trupul nostru, pentru că ne dă mult de lucru în fiecare zi, să fim atenți la vorbele, faptele noastre. Toate le-am cerut în numele Scumpului Tău, Fiu, binecuvântează-ne în continuare și ajută-ne să ne lăsăm călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
Deci mulțumim pentru toate. Amin. Amin.